Nu am pregătit niciun speech de, pentru această zi, dar vă spun din ceea ce simt. În județul Suceava pot să spun că romii au avut o foarte bună colaborare cu toate instituțiile statului. Nu, niciodată nu am fost refuzat. Ne-am bucurat dintotdeauna pentru toleranță. Au mai fost și alte neplăceri, dar care nu erau atât de importante. Pentru noi, cea mai mare satisfacție că suntem împreună cu dumneavoastră astăzi, sărbătorim ziua romilor, de pentru tineri, și pentru asta mă bucur cel mai mult, suntem împreună.